Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod Minecraft Survival Games. E bine, jucăm de data asta pe mapa The Survival Games 4 și v-aș ruga să lăsați un like dacă în continuare vreți episoade de Survival Games. Bun, mamă, e luni astăzi, luni seară, nu știu, pur și simplu, hai să vă explic o chestie. De ce nu prea postez eu vloguri? Și de ce n-am prea postat în ultimul timp vloguri? Perfect, am luat sabie. Vină mă, tuncoa. Hai să nu... Să nu urmărim aceeași persoană prea mult ca să nu ziceți că-s nesimțit, dar... Ok. Oh my god. Ok, hai să îl batem pe tipul ăsta că tot ne-am apucat și să mergem pe rută. Hai să vă explic de ce nu postez vlog. Pentru că am primit extrem de des întrebarea asta și chiar vreau să vă răspund la întrebarea asta. Max, de ce nu pui vlog? Ei bine, rutina mea în fiecare zi ceva de genul următor. Mă trezesc în fiecare dimineață la ora 6.40, să zic, dar vă dați seama că nu mă trezesc chiar la 6.40, mai am în alarma până pe la 7, 7 și 10. Mă trezesc, mai este că mă trezesc și pe la 7.30, să nu zic de diminețile alea în care trebuie să fiu gata într-o secundă să mă duc la școală pentru că întârzi. Și... na... În fine, ca idee, mă trezesc la ora asta și încep să mă pregătesc pentru școală. E, știți voi lucrurile standard pentru școală. Ok. Mor de somn, vă dați seama, pentru că noaptea dorm undeva pe la ora 2-3. Chiar dacă e școală, știi? Deci da, mă trezesc așa dimineața și mă duc la școală. Undeva la ora 7.50, 7.48 pe acolo, pornesc pe școală. Și pe la ora 8 sunt în clasă, să zic. Ok, ajung la 8 în clasă. În clasă mort de somn. Chiar dacă nu arăt poate mereu asta. Bine, de fapt, mai mereu adorm pe la ore. Bine, nu chiar adorm. Dar mă pun cu capul pe bancă, nu scriu nimic și aia e. Dar oricum, ca idee, na. Stau la școală până pe la ora 2 sau poate chiar 3. Perfect. Până pe la ora 2 sau 3. După masa. Doar marțea se întâmplă să am până pe la 1, adică până la 1. Zi în care e mai lejer, adică mâine, adică astăzi e destul de lejer pentru mine. Ca idee așa, să știți și voi ca idee. Deci, aoleo. N-aia n-are hack. Păi ești nebun, ce prost am dat. Deci da, cam asta e rutina mea. După aia vin acasă undeva la ora 2, hai să zic 2, o medie. Pentru că de cele mai multe ori ies la ora 2. Și efectiv încerc, fac tot posibilul să nu dorm. Pentru că nu vreau să pierd atâta timp cu, știi că mai dorm și atunci. Și îți ceva gen, bă, te rog, nu dormi. Oh, nice. Nice, 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 nice. Păcat, păcat de tip. Oh my god. Poate să fugă. Deci da, efectiv mă rog să nu adorm. Vă dați seama că nu pot eu la ora asta să mă apuc să filmez vlog la ora 3 când vin de la școală pentru că sunt mort de oboseală, fraților. Acum hai să zicem weekendul. Efectiv eu nu mă pot în weekend să mă trezesc la ora, nu știu, la ora gen de dimineață. Mă trezesc tot pe la ora 12.01. De multe ori se întâmplă să am ceva de făcut și să fie nevoie să plec. Gen în weekend, știți cum mai trebuie să pleci, ba printr-o parte, ba printr-o altă parte. Și, na. Oh my god! Oh my god! Oh nu. Rect! Ia, uite ce îți dau. Noob. De ce mă faci, mă, noob? Ce mă faci, mă, noob? Ia. Bye. Mamă, ce mi-a plăcut faza asta. Bun, deci da, cam asta e chestia
Și ăsta e motivul pentru care nu filmez. Nu am efectiv timp. Nici în timpul vacanței, pur și simplu mi-e greu să-mi fac timp, dar o să iau acum o pauză din vlog, adică azi că n-am postat de 3 săptămâni și ceva. Hai să zic până weekendul ăsta. Adică o să fac tot posibilul să postez săptămâna asta. Iar acum sper să-mi, cum zicea Graveyard, l-am întrebat pe Graveyard dată de ce nu mai postează, efectiv își regenerează motivația. Asta fac și eu. O lota, ce aici, mă? Ce s aici? Omule, ești nebun. Vino, mă, încoa. Nice. Very nice. Sunt mort că încearcă de astea. Ar fi super tare să iasă, dar mă îndoiesc că ar ieși o fază de genul ăsta. E cineva în spatele meu sau el dă cundiță? El dă cundiță. Deci îl cheamă B.O. nu știu cum. Bun, să știm că e low. Dar totuși am mâncat Golden Apple. Însă Golden Apple nu are o saturație atât de mare, din câte știu eu. Dar totuși îmi dau seama că deja are tipul vreo 5 inimi sau ceva de genul ăsta. Deci nu e atât de rău. Pac, mai facem un Flint and Steel. Chicax. Doamne, eu filmez și ăsta îmi zice că am mai hack-uri. Oh, GG! Bun, pe cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!